Domnișoara, asta întâmplă să fie acolo, cum a spus Mihai. Mihai nu mai veniți cu da, domnișoara, eu l-am mai simțit că mirosea, dacă vedea că așa a fost Mihai după domnișoara Cristina, după Nicola și au zis că și-o pus într-un pahar și când o simțit gustul, o lăsat acolo. Păi, Nicola, tu l-ai spus, de ce nu? Noi, domnișoara Cristina, nu am fi mers în spate în primul rând, pentru că noi avem aici sucul respectiv, adică nu ar fi fost necesar să mă duc în spate să beau. Unde e sucul, măi? Încă este aici la studio? A, nu, no. Se referă la la normal. Bine, trimit pe Dolcan să caute sticla și să o aduc aici. Da, o băută, domnișoara Cristina, pe toată. Ui, s-a dus de mult. Îi rog și eu ce nu mai are, că e golit. Atât timp cât ai făcut una de atunci. Nu mai are. Da, auzi, Nicolas. Nicolas, cu cine stai în cameră? Cu Codruț. Codruț. Da? Consumă Nicolas băuturi alcoolice la bătut? Mai mereu, mai mereu. Întrebați-i pe oamenii de la restaurant de sus. În fiecare seară, Cristina, în fiecare seară și-a întrebat cu ăștia au văzut că merge fie asta și apară zi asta în abru. Băi, mă lași un pic să vorbesc, pe mine m-a întrebat. Băi, urâtule, de multe ori m-a întrebat. Urâtule, urecheatul, ia duce urecheat. Din camera aia, pentru că el consumă și eu mirosurile și absolut tot cu alcoolul nu-mi plac. Și de multe ori m-am certat cu ăștia asta și să vede, se vede haita lupilor care vor să mai tai ce haita. Domnișoara Cristina. Nicolas, fel și fel de invenții și de aperații ca să apară și pe televizor cu mine ca să le dau valoare Domnișoara Cristina că ăștia sunt. Nu pot să-i numesc altfel niște slag, niște caractere zero. Că dacă voi v-ați vedea de lung cu nasul, nu știu care. Ar fi mai bine, crede-mă. Domnișoara Cristina, deși de la hotel. Nu mai veniți, băi. Cu afirmații de astea, atât timp cât voi clămpăniți ca niște papagali. Nu, fiți atenți cum facem, vă închid conexiunea. Ce vorbești așa, faci ca animalul? Dacă mă uitați. Au oprit conexiunea. Ai băut? Cred că și acum. De ce dai de mai? Hai că vă mai dau. E tic nervos de la băutură. De la băutura asta, nu? Nu vă mai dă și vouă de acum, da, nu mai dau. Of! Doamne! N-au ce să vorbească ca să apară și ei pe cadru. Și să se prindă valoare, n-au în cine să dea și să... fix în mine să găsesc să dea. Care n-au ce face. Se axează pe mine, în loc să vină să cunoască, să cunoască fete, nu... Sunt niște... nu m-a adus la disperare. Exagerează, domnișoara Cristina, cred că știu ei cine a adus și dă vina pe disperatul ăsta de viață. Cine? Care cine a adus? Zim nu știu cine, că altfel aș fi zis, dar sigur știu ei că vă că încearcă să o dea pe Nicolas și acum când le-am spus știți foarte bine că doar a gustat, și n-a adus-o el, Vlădu spunea, da, poate n-a adus el, până acum îl acuzați pe el. Adică se vede că ascund ceva oamenii. Auzi, Mihai, ia zi tu, că tu știi mai bine, a adus Nicolas acea sticlă? N-am de unde să știu, domnișoara Cristina, am ieșit la baie și am găsit sticla gen pe mașina de spălat și mi s-a uscat gura și mi-am pus în pahar, dacă n-am văzut că e așa... Auzi, dar crezi că încearcă băieții să-i înșeneze lui Nicolas o poveste de genul acesta? Vorba de ce, Radule, de ce? Eu păi de ce? Pentru că a văzut, au văzut într-adevăr băieții că omul ăsta vine și bagă de la el, într-adevăr, corect. Auzi. Dar acum adoptă exact aceea strategie și Alexandru și Duțu și Codruț. Auzi, adoptă aceea strategie. O să vin aici o să inventez de toată lumea cum ai inventat și de mine. Vezi că avea microfonul în momentul când l-am întrebat aici pe canapea, ai băut și taci. Bă, eu n-am spus că nu a, eu n-am spus că nu a gustat sau că a gustat. Eu am spus că a gustat, dar nu a adus el și știți voi cine a adus, dar nu vreți să spuneți. Nu te amețești. Lăsați vrăjit. Nu face, auzi, nu ai reacțiile astea, nu ai reacțiile astea de la o gustărică. De asta m-a gustat și el, ați gustat și voi. Exagerez. Și acum... M-a gustat și el, ați gustat și voi. Ce am gustat? Dacă ar fi așa să se aducă acum testul ăla să facem toți analizele alea și vedem care are mai mult în spate. Fiți atenți, până la analize, oricum, dacă faceți asta și se află, vă duceți acasă. Adică dacă faceți asta... Așa ar trebui, domnișoara Cristina. Că eu nu stau să-mi toc nervii cu... Da, să rămânem fără concurență, domnișoara Cristina, acum la fel, a avut o reacție, nu știu ce a fost cu reacția lui, s-a ridicat dintr-o dată, a dat cu piciorul în masă, asta și nu e normal? Nu e normal? E normal să facă chestia asta? Dacă l-a acuzat pe omul ăla degeaba, bă, că a adus, bă, lăsați, bravo lui, mă, că v-a făcut că meritați. Cum? Meritați. Radu, nimic nu scuză reacțiile de genul ăla. Într-adevăr, o reacție urâtă, dar bine le-a făcut pentru că... Se satură om, ok, și el vine și dă noi. Așa și, auzi, dacă ar fi așa, creierul ar fi reacționat așa în primul rând, ca idee, nu ar fi reacționat. Dacă tot e așa cool, zice ție în față că e om cu... Și eu aș fi reacționat la fel, dacă veneau toți și băgau vrăjeala asta. Păi da, dar vezi că e adevărat, e adevărat, omule, e adevărat. Nu e nicio vrăjeală, pentru că stăteam în el și mirosea.
Iacob, dar voi toți sunteți împotriva lui Nicolae. Nu, eu n-am nicio treabă cu niciunul și nici cu el. Dar atâta timp cât el vine și îmi aduce asupra mea acuzații aiurea. Mamă, că ați adus, ok, a adus el, dar acum, în momentul de față, i-a spus în cârcă ceva ce știți, nu, că nu e adevărat, că se vede cum încercați să vă apărați pe voi. Băi, ați să vă apărați voi. Tu, omule, se vede clar că voi ați făcut chestia asta doar să înșenați lui ceva. Radule, vezi că o să se vadă, auzi, vezi că se audă pe microfoane, când i-am zis, omule, ai băut, ce ai făcut? Microfoane, cum, nu știu, deduceți voi din microfoanele astea că a adus el, că eu tot n-am înțeles. Băi, nu știu cine a dus, asta nu pot să zic. A spus că el a adus. Eu zic că a băut. A spus că el a adus. Ei au zis. Ei. Bun, fiți atenți, sincer, ia opriți-vă puțin. Eu aș prefera să încetați cu discuțiile legate de acest subiect, pentru că nu vă face cinste. Mâine, poi mâine, cine știe la ce mă aștept pe aici. Hai să continuăm și să vorbim totuși despre iubire, trandafiri și toate lucrurile de genul acesta. Din ce am înțeles de la producție, într-adevăr, Iacob, tu ai comandat un buchet de flori pentru Iasmina. Da, domnișoară Cristina. Ăla e alt buchet. Bă, ăsta, mă! Ăla e alt buchet. Cum altul, mă? Ăla dacă pe care l-ai dat, i-a confirmat producția la domnișoară Cristina. Tu păi ai comandat, nu zic nu. Ți-am zis eu că contest cu producția că ai comandat, nu. Păi și l-a dat, păi nu ăla nu e buchetul. Bine, și dacă este alt buchet, unde este celălalt? Exact, a fost doar unul, n-au fost două. Dar v-ați gândit că poate i-a dat fetei cu care s-a văzut la narghilea? Ai idee? Eu m-am gândit doar atât, că acest buchet a fost adus de producție pentru că Iacob l-a comandat. Da. Și ăsta e adevărul. Tu ai spus că ai cumpărat. Unde e buchetul tău cumpărat? Minte, era minte. Nu, minte. Eu l-am primit de la Duțu. Și a doua oară poate de la tine. Poate tu l-ai dat la altcineva. Am primit și de la tine același buchet a doua oară. Am primit de la amândoi. Da. Auzi, Radule, deci se speculează despre tine că ai furat un trandafir, că ai oferit un buchet cumpărat de altcineva. Totuși, adică câștigi și tu cecuri, vorba Adrianei, nu-ți permiți. Dar el e zgârcit, el nu o să cumpere o floare. Ce treabă are, măcar de se întâmpla chestia asta, aș fi zis, da, câștigi cecuri, cumpăr. Da, dacă am cumpărat, cum să nu cumpăr? N-ai cumpărat. Cu ce râde și behăita? N-ai cumpărat. Bine, n-am cumpărat. Ce ai cu ea, dragă? Apropo de Diana, a spus că renunță definitiv la tine, că nu își mai dorește să ai nicio femeie. Păi da, e bine să stai în cârcă. Îmi sufla în ceafă. Cum ai dat de casă Radu, dar degeaba, Radu, că era vezi, mă, ce caracter frumos ai. Păi, știi de ce cred eu că s-a uitat Diana la tine? Pentru că ea crede că tu îl copiezi pe Jador. Pentru poziție. Nici de cum nu copiez pe nimeni. Și gesturile și tot. Eu tot ce fac că ce am făcut și încearcă să mă copieze și pe mine. Exact același. Dacă oamenii ăștia vin și ce a spus Alexandru mai zice că mi-a dat niște exemple, hai de capul meu. Îl copiez pe Jador la nu știu ce. O copiez pe Bianca Comăniș la nu știu ce. Pe care? Pe Marinescu la nu știu ce. Pe care? Acum ai încercat să mă copiez pe mine. Da. Câteva vorbe de la Jador, câteva vorbe luate de la Bianca, pe care, da? Și câteva victimizare asta luate de la Marinescu, pe care le face de la începutul emisiunii până în momentul. Radu, tu i-ai copiat la Marinescu și vorba și locul. Chiar domnișoara Cristina. Radu, n-o să când tu ai spus o vorbă. Tu, da, Radu. Ai valoare să lua de tine pe rețelele online și n-ai știu să răspund. La ce? S-o lua de tine pe rețelele online și n-ai știu să răspund. Cine s-a luat de mine? Marinescu. Nu o să-ți recunoască că... Nu o să luat! Vezi că am filmat, vezi că... Să zic eu! Vezi că am filmarea când ai răspuns tu. Eu vorbesc! Auziți, s-o spus, Marinescu! Dar voi realizați cât de mult vă place să vorbiți despre personajele din sezonul 3? Nu, el... Adică cât de importanți au fost ei și cât de mult s-au făcut plăcuți? Sezonul 3, sezonul 2 și sezonul 1. De 3 sezoane vorbesc. Adică, păi da, vedeți că ar fi cazul... Să arătați și voi așa. Domnișoara Cristina, păi noi asta vrem, dar vine viața asta de om și încearcă să aducă comportamentele de la oameni din trecut. Ar trebui el nu poate să fie propria lui persoană. Nu trebuie să fie. Arată ce ești tu, nu ce sunt alții, nu copia ce fac alții. Arată ce ești. Eu deja arăt. Păi și pe mine mă copiază. Noi nu am încercat să aducem numele lor în emisiune acum. Auzi, este că el încearcă să imite pe ceilalți. Uite, Iacob spune că încearcă să imite și pe ei. Da, și pe mine, domnișoara. A, păi e adevărul că pe toată exact, lumea. Exact, tot ce fac eu, vreau să facă și el. Cu florile, la fel.
Cum nu limiți? Că el a dat florile și acum rapid te-ai trezit tu de mormânt să zici. Exact, mă copiez. Așa florile. Florile, nu, mă copiez. Nu, nu, asta ai făcut tu. La mine e la fel. Când am dafirie, e la fel ai făcut. Și bă, el a copiat. Să ne gândim. Și bă, el a copiat. Deci, bă, Alexandru, mai băgați unul plus. Încerci tu să ne pui pe noi într-o lumină proastă când vrei să facem un gest pentru o fată și... Cum? Sunteți deja într-o lumină proastă. Nu suntem absolut deloc. Dacă auzi, noi suntem într-o lumină proastă, dar nu știu cum să zică toate fetele și-o dat seama într-un final că totuși trebuie să fugă de Radu. Totuși dai în ele și... Ce fete? Alea cu care vă dă-te-n zis? Care fete? De la început, ai luat-o pe Adriana, ai luat-o pe Adelina. Acum ți-o zis și Antonia astăzi. Diana, care te bătei cu pumnul în piept că vezi, Doamne, o plecat, vai marea iubire, mi-a trimis iubirea acasă. N-am zis asta. Taci, bă, că ai zis în gală. Mi-a trimis-o pe fata care plăcea de mine și puteam să am un cup. Alexandru, am spus în felul următor. Ați dat-o afară pe fata care vrea să fie în cunoaștere cu mine și... Probabil aș fi avut o relație cu ea, nici de cum care am folosit termen, sau... Nu, nu ai, zis, că, nu ai folosit termenul de probabil. Nu, vezi că o să apară clipul respectiv și te uiți acolo, îl înregistrezi probit, eu și ți-l aduc și vezi ce ai zis. Pe lângă asta, tu te-ai dus la fata aia, ok, de ce ai pupat-o pe buze? Pe buze? Pe buze. Naci, mă, și nu mai minți că deja mă enervez pe mine, păi ce te minți aici? Fata de la început, că deja mă ia cu capul, păi tu nu mai pupa pe buze dacă toată lumea s-o speranță pupicul tău, dar măcar recunoaște și fii asumat. Păi de ce minți atunci? Dar nu minți. Că n-ai putut să dormi toată noaptea de pupicul meu. Păi, păi dacă tu te crezi așa de în centru atenției. Eu? Da, tu. Crezi că toată lumea se învârte în jurul tău, nu? Sau care e problema? Asta? Cine a spus chestia asta? Dacă vreau, Barbara, Cristina. Dacă vreau. Stai puțin, Alexandru, te rog. Radu spunea mai devreme, Diana, faptul că aoleu, ia uitați, acum afirmă că îi suflu în ceafă și în gală mă pupa. Acum ați suflu în ceafă, păi, foarte bine spus, că m-a... Păi hai să spun, nu mai pițigăi pe aici, că deja mă strâng pe timpane. Mama, pițigăiesc cât vreau eu, că nu știu mie să nu pițigăiesc. Am spus că se stă în cârca mea și în ceafa mea. Din momentul care, a intrat în casă, din momentul care a intrat în casă și iar a spus Radu și nu a făcut nimic, doar pentru că am pupat-o în colțul gurii, nu înseamnă că i-am dat speranță sau că mamă cere pe buze, te-ai pupat cu altcineva, cred că aberezi, ai visat. Crezi că aspectul ăsta pe care l-au remarcat, îl zic toate fetele din casa aia și hai că noi, băi, e normal să zică, băi, dar e normal și tu totuși ar ziceai că am făcut strategie să o dăm pe afară din casă, de ce ar zice acum toate fetele că da, s-o pupa cu Radu? De ce oare? De ce oare? Te rog, hai, te rog, să se pună bine acum cu ea, să vadă că n-a fost într-adevăr o strategie și la fel ea să vă dea exact ce vreți, okay, ca să nu mai okay putați. E strategie, noi toți facem strategie. Fata asta a încercat să vină strategii, spre tine. Strategii, nu strategii. Da, strategii. Fata asta a încercat să vină spre tine. Tu n-ai dat nici măcar doi bani pe ea. Exact. Cum? Bravo, cum, bă, omule, o zi și mai înainte, ai fost în casa aia la altă, n-ai făcut nimic. Cu vorbe, cu vorbe. A vorbit cu tine. Păi dau și eu cu vorbe. A fost la tine în casă, când ai fost la casa fetelor. Te-ai dus, uite-le pe iubitele mele cum stau în grădină. Fix așa ai zis. Dintre care era și ea acolo. Vezi că ai vorbit cu ea destul de mult. Cu ea ai vorbit în mare parte din timp. Cu tine am vorbit în mare parte? Te rog. Cu mine nu. Da. Auzi, Radule, cu toate astea. Nu seamă, tocmai. Radu, cu toate astea, Adelina își dorește în continuare să-ți fie alături. Ce își dorește, domnișoara, dacă nu își dorește nimica? A plecat de acolo, vrea să în casa băieților, când a fost întrebată iar mamă, gata, că nu mai vrea nimica, începuse și ele să o pupe, că mamă e ce bine, că nu mai vrea ea nimic cu mine, eu nu văd unde vrea să fie lângă mine. Eu nu știu cum ai ajuns la concluziile astea, că... Tu oricum vorbești pe dos. O acuz pe ea. Ia, las-o puțin, Alexandru, te rog, mai să te auzim. Zi, te rog. Nu știu de unde ai tu acuzațiile astea, pentru că oricum se întâmplă totul pe dos de ceea ce spui tu. Totul e pe dos la ceea ce spun eu? Da. Adică, ce e pe dos din ce am spus eu? Ce ți-am spus ție și a fost pe dos? Te rog să-mi spui și mie, chiar nu știu. Ce spusești mai devreme de ce ile... spusești mai devreme? De ile ce? Păi... Că... Vi la mine cu vrăjeala că ele nu mai vorbește cu tine că din cauza mea, că te-ai apropiat tu de mine și după aia a venit și vă dat scoate când plecați de lângă mine că gata, vorbiți pe bune. Și chiar, chiar așa e, în primul rând. Și tu vrei să te crezi pe tine. Da, la alegerea ta. Ce mi s-a părut mie, ea era foarte supărată și frustrată, nu știu dacă chiar frustrată, dar pe oricine găsea, spunea ceva. Aoleu, tu te iei de mine. La un moment dat a vorbit Diana ceva, n-avea legătură cu nimeni. Și Diana era acolo. Și la care ea, auză și pe asta. Și i-am spus, tu fata, du-te și vorbește cu Radu, că tu zvergi nervii pe noi. Nu vă mai faceți strategie de acasă, nu mai spuneți ce să fac. Nu avem de ce să stăm taci.
când aveau ei o discuție, am vrut să-i spun și eu ceva și n-am avut loc de ile. Și de asta am țipat la ea. Chiar am țipat. Așa, și? Păi asta am spus mai devreme, că eram... Dar nu numai de mine, Alina, au zis ceva solar. Dar ție scoamnă. Dar mă gândesc că dacă voi sunteți prietene, ile, mă rog, trece cu vederea, deși nu-i potrivit să țip la o prietenă. Pe de altă parte, de acolo, până la faptul că Radu n-are încredere în tine, în ceea ce afirmi, crede că-l minți. De ce? Păi nu știu, să spune el de ce. Ferească-mă Dumnezeu, pentru că exact tot ce ai făcut, da, au fost doar vorbe, n-ai făcut nimic concret, tu doar spui și îi le spune, te place, te place, te place, vii în casa băieților, da, nu mă bagi în seamă, după aia spun într-un mod mai neplăcut, pleacă de aici, da, ca să nu reproduc pentru din nou. Pentru că eram supărată, tu crezi că nu mai ai dreptul să fii cum pot eu să cred când Ile a venit în casă, da, ai venit după ea, te-ai ținut după ea și după aia spui că ai venit pentru mine. Era un pretext, nu normal, că pretext, nu mă interesa pe mine că e Ile în casă și vorbea era cu Codruț. Era pretext dacă sincer. Veneai să stai lângă mine, nici de cum să te duci după Ile. Am ajuns în casă, s-a uitat la mine și a spus... De Codruț, m-am dus normal, pentru că s-a uitat la mine și am spus da, sunt în casă aici pentru că tu nu fusești chemată și te dusești, faptul, așa că mă duc și eu. Faptul că faci pedepse cu Alexandru, vezi, Doamne, ca să mă enerveze... Mă... Nu le fac eu, pedepsa a fost dată de Adriana și am refuzat-o de 5 ori până să vin în casă. Fii atentă, tu mi-ai spus de foarte multe ori că tu nu te suporți cu, cu Adriana, care are un comportament prea, nu știu, e figurantă pe românește, da? Așa. Astăzi am văzut că ai stat lângă ea pe canapea, vorbeai cu... Așa a spus despre Adriana, că e figurantă? Da, a spus că e figurantă, că uneori vorbește, alteori nu. Atunci după date a venit cu un aer de ăla de superioritate și n-am mai băgat o seamă deloc pe Adriana. Nu știu din ce cauză, că ea a crezut că m-am pupat cu ea sau... ce gândea ea la momentul respectiv și astăzi o găsesc lângă ea pe canapea, vorbeau, n-aveți treabă și a trebuit să o iau eu de acolo și am spus nu mai sta cu dușmanii că parcă nu-i suportai. Ia, zi Adriana. Nu ne băgăm mai mult în seamă, ne băgăm strict. Da, vorbim ce este de vorbit. Strict necesar. Iar minți, Adelina, mi-ai spus mie... Nu, acum nu încerca să minți, că ți-am spus că nu am nimic personal cu ea, doar că... Nu, mi-ai spus mie și la gală, mi-ai spus și am și văzut. Că vorbeam, da, că te-ai luat de noi că vorbeam, că eram una lângă cealaltă. După aia, acasă, îmi spui că nu o suporți, că te tratează cu un aer de superioritate, că îi place să stea singură, se marginalizează singură și chestii de genul ăsta. Iar acum vii și stai cu ea. Chestiile astea pe mine, că faci ceva, îmi zici ceva și faci altceva, nu mă oferă mie încredere să stau cu tine. Exagerezi. Auzi, Adriana, dar tu crezi ceea ce afirmă Radu, ar fi putut spune Adelina asemenea lucruri despre tine? Da, normal. Ia auzi. Am spus într-adevăr că după date am fost cu Georgiana la magazin și am intrat în magazin și Adriana și Bucar de fapt s-a lăsat, s-a strâmbat la mine și nu mi-a salutat pe niciuna. Deci nu doar eu am părerea asta, inclusiv niciodată. Toate fetele au părerea asta despre ea, că oricum e separată de noi, nu vorbește cu noi când suntem acasă, are momente în care vorbește și momente în care nu. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.